Nu știu dacă am mai dat startul vreodată la un vlog în halul acesta, dar sper că nu v-am speriat și m-am gândit să vorbesc cu voi cât mă relaxez. Asta dacă nu mi se mișcă măscuța asta în continuu. Sincer, nu mi-am mai pus o mască pe față de o groază de timp, dar pentru că am un moment de relaxare, vorbesc foarte ciudat cu voi pentru că încerc să nu mi se miște chestia asta. Deci, da, aparent tot se mișcă și văd că aici pe nas am pus cumva prost. Mă rog, încerc eu să așez, dar nu știu câtă mie iese cu o mână. Gata, așa, că trebuie să-mi acoperi și nasul. Nu eram suficient de creepy și de ciudată cu masca asta. Am zis, hai să mai și pun aici pe nas, măcar să fiu toată. Zici că e de la morgă, efectiv. Una peste alta, asta e masca pe care o port pe față, momentan. Nu pune focus, că de ce ar pune? E de la Tetra Force. Am zis bine, da. Sheet mask de la Ilisha Koi, de pe Q Cosmetics coreeni. O am de groază de timp și am zis să o folosesc. Și am pus-o înainte să mi-o pun pe față cât am făcut duș și mi-am pus-o în congelator și e bocnă, efectiv, dar mie îmi place tare mult senzația asta de rece, aproape înghețată, sinceră să fiu, și mă relaxez aici cu o carte, fiind cu Harry Potter, care îmi place tare mult și pe care am udat-o de la mască, doar că atunci când o citesc, mi se derulează în cap, efectiv, toate filmele pe care le-am văzut și toate secvențele din carte și lucrul ăsta din film și lucrul ăsta mă enervează tare mult. Chiar dacă cartea diferă puțin, adică nu este 100% cum e în film, totuși eu îmi imaginez doar ce e în film, pentru că eu știu Harry Potter, seria de filme, o știu pe de rost și lucrul ăsta e un pic enervant. Dacă mai auziți zgomot, iubitul meu se relaxează și el spălă niște vase în bucătărie, a rămas el să facă curat și am zis să vorbesc la această oră cu voi și să încep vlogul la ora 10 noaptea, pentru că mâine nu cred că o să mai am timp. Mâine este 20 iunie, iulie, doamne, era să zic iunie, 20 iulie și o să... Este Sfântul Ilie, așadar este ziua mea de nume și o să vă luăm cu noi toată ziua, exceptând prima parte a zilei, adică până la 2, când o să merg la muncă. După care, de la muncă, o să merg cu iubitul meu, o să mergem împreună la un date, la altceva cafe. V-am mai luat la altceva cafe, e un loc foarte fain din Bacău, printre singurele localuri din Bacău pe care le recomand, cu mâncare foarte sănătoasă, gustoasă, proteică, dacă vă doriți, depinde de fiecare în parte. Și o să mergem acolo la un date ca să sărbătorim ziua mea de nume, iar mai apoi, dacă o să țină vremea cu noi, deși știu că efectiv mereu plouă, da, mereu plouă de Sfântul Ilie, e ceva normal, dar dacă o să țină vremea cu noi, am vrea să mergem și la piscină să ne relaxăm, iar spre seară o să trecem pe la părinții mei să sărbătorim și cu ei puțin, urmând ca și zilele următoare să vă iau cu mine și am zis să vă zic lucrul ăsta acum, pentru că mâine dacă de la muncă o să merg, mă schimb la muncă tot, o să merg direct la date, nu o să mai am timp să vorbesc cu voi pentru că o să fiu pe grabă și fiind și în aglomerație și așa mai departe, o să vă iau, cred eu, doar cadre și voiam să vă arăt că am primit deja cadoul de la iubitul meu. L-am primit de ieri, de fapt, de pe 18. Am primit husa aceasta. Știți că de curând el mi-a cumpărat, practic, cadou telefonul acesta. Nu știu dacă ați urmărit vlogul. iPhone-ul acesta 13 Pro și în culoarea asta minunată. Și eu mi-am luat o husă basic atunci, la 10 lei pe care am găsit-o, v-am povestit mai multe în vlog și am zis că o să-mi cumpăr eu husă când o să fie necesar, dar în ultimul timp mă cam stresa ideea asta de fără husă, pentru că, vedeți că are 3 camere, dar camerele acestea erau despuiate, să le zic așa, nu erau acoperite și mi-era frică să nu se zgârie pentru că costă destul de mult, văd că s-a aprins. Trebuie să-i scot chestia asta că mereu se aprinde când, efectiv când îl ridic, se aprinde și uneori e enervant. La muncă mai îmi rog vreo colegă să-mi dea telefonul și efectiv se aprinde și nu-mi place. Și era foarte stresată să nu se strice una dintre camere, având în vedere, așa cum am zis, că costă ceva să ți-o schimbi și n-aș vrea, abia mi-a cumpărat iubitul meu telefonul să se și strice, vai. Mă bâlbuie, noapte am fost la muncă, am făcut sport, a fost tot intens astăzi. Și așadar mi-a luat husa asta, o am deja pusă, știu că arată fix ca telefonul, dar nu o mai scot acum să vă arăt că e cam greu cu o mână și sunt și plină de mască pe deget, sinceră să fiu și nu aș vrea să o murdăresc, dar în orice caz v-am arătat și pe cutie. Practic seamănă cu telefonul, doar că este de protecție, vai, că intră masca asta în gură și îmi place că este cumva de sticlă și are același lucru și aici la camere, iar pe interior este de silicon, e foarte faină, practic, în caz că vă interesează, este husa originală de la Apple, foarte faină și îmi place că e aceeași culoare ca telefonul, că asta mă stresa să nu cumva să-mi cumpăr vreo husă care să mi acopere culoarea aia minunată a telefonului, dar nu a fost cazul, văd că se vede foarte fain prin husa asta.
Zic de camere, adică mă credeam că dacă cumva o să acopere camerele să nu se simtă ceva, mă rog, era în capul meu o nebunie, dar aparent se vede chiar foarte bine. Bun, cam asta am vrut să vă zic, a sunat și ceasul că e ora 10. Deci mâine o să fie o zi intensă, mă scuzați că vorbesc așa crispată cu voi de parcă ziceți că supărată sau bătută, dar încerc să nu mă mișc foarte mult, să nu gesticulez prea mult, pentru că nu vreau să mi se miște măscuța asta, mie nu prea îmi place să stau cu măști, dacă mă credeți, pentru că mă enervează. Prefer să stau cu măști de acelea pe care le aplici ca o cremă decât cu astea tip șervețel, pentru că astea efectiv nu trebuie să vorbești, nu nimica. Trebuie să stai efectiv așa și să te uiți pe pereți, sincer, cred că ăsta e singurul lucru pe care îl poți face atunci când porți o astfel de măscuță. O să mă delectez în continuare cu Harry Potter, să vedem până la ce pagină reușesc să ajung. În ultimul timp încerc să citesc și dimineața, înainte să plec la muncă, dar cred că ați mai văzut asta pe Instagram. Uneori îmi iese, alteori prefer să mai dorm puțin, că sunt obosită. Dar în dimineața asta am citit. Și săptămâna trecută cred că am citit în fiecare dimineață înainte să plec la muncă și un sentiment foarte fain că îți începi ziua cu o activitate plăcută. În general mă și machiam dimineața și asta e o activitate plăcută, dar îmi place mai mult să citesc, sincer să fiu, decât să stau să mă machiez, pentru că în general fac și același tip de machiaj, în timp ce la carte sunt lucruri diferite, nu mereu citești același lucru, e imposibil lucru acesta și foarte fain, adică mă afund atât de mult în poveste și în ceea ce citesc, în informația respectivă, încât uit de tot și de toate și dintr-o dată mă uit la ceas, oh, stai că trebuie să mă îmbrac, că trebuie să plec la muncă. Foarte bună ideea asta, am văzut-o, cred că, bine, la mai multe persoane, dar la Simona Citește pe Instagram, am văzut că ea se trezește foarte devreme dimineața, special ca să citească înainte de muncă și mi s-a părut o idee genială și o practic și eu, momentan la modul acela micuț, pentru că nu mă trezesc cu vreo 3 ore înainte ca să stau să citesc. Citesc așa 20 minute, jumătate de oră. Mai mult încă nu am parcurs, dar sper ca pe viitor să reușesc să citesc măcar și o oră dimineața. Ar fi genial pentru mine, pentru că eu pe drum spre muncă nu am ce să citesc, că noi cu mașina până la muncă cred că facem, dacă e liber, durăm vreo 5 minute, adică că iubitul meu mă duce dimineața și apoi el pleacă. Iar dacă este aglomerat, maximum 10 minute și na, nu pot să citesc în 10 minute, când în general discutăm atunci. Da, cam asta am vrut să vă zic, mă duc să mă cremuiesc, că abia am făcut duș și am pielea uscată. Zilele astea au fost destul de horror, că a fost foarte cald și de aia nici sport nu prea am mai făcut, dar astăzi am zis hai să fac, pentru că totuși nu ar vrea să treacă săptămânile așa, având în vedere că noi am vrea, nu știu dacă v-am zis aici, nu cred că v-am zis, la 1 august am vrea să mergem la sală, pentru că nu mai suportăm să facem sport acasă. E prea cald, mult prea cald și lucrul ăsta te trage în jos, plus că mi se pare că nu mai avem greutăți necesare pentru a crește și a evolua. Așadar am zis că din august mergem la sală, apoi septembrie nu cred că o să mergem, că o să fie cu mare și așa. Și totuși aș vrea până mergem la mare, până mergem la sală, să totuși să nu las condiția mea fizică acolo într-o parte și așa, au trecut vreo 10 zile până astăzi de la ultimul antrenament și s-a resimțit lucrul ăsta, adică a fost destul de intens și de dureros, dar nu contează, tot răul spre bine. Bun, vă dați și ne auzim mâine cu, sper eu, activități foarte faine și cu o față mai puțin dubioasă și sperietoare de ciori, că mie așa mi se pare. Oh,
ziua. Cred că n-aș mai fi eu dacă n-aș uita că am început un vlog și trebuie totul să-l continui. Nu o să-i cam uitați, dar o să vă povestesc în minutele ce urmează tot ce s-a întâmplat. Mai întâi vă rog să-mi scuzați părul, dar trebuie spălat, o să mă duc după ce fac sport, că n-ar avea niciun sens să mă spăl pe cap înainte de sport. Astăzi este luni 24 iulie. Oficial am intrat în ultima săptămână din luna iulie și asta nu poate decât să mă bucure, pentru că se mai duce din căldură, se mai duce din nădușeală, iar august mie așa îmi dă un vibe de pregătire de toamnă și totodată se scurg zilele până la vacanță și abia aștept, sincer vă zic că abia aștept, că vara asta m-a năucit până acum. Așadar, făcând abstracție de părul meu, haideți să vă povestesc despre zilele trecute. De asta un pic să mă așez și eu, că n-am vrea totuși să stau în picioare în timp ce vorbesc cu voi și să mă fuțui de pe un picior pe altul. Știu că nu mă vedeți foarte, foarte clar și foarte bine, dar eu sper să ne înțelegem. Deci, acum este după amiază, nu de mult am venit și eu de la job, am făcut ceva de mâncare, am făcut un hummus, pentru că ieri am, azi noapte, de fapt, am copt o focaccia. Și am mâncat, am făcut un pic de ordine prin casă și am zis ia să vorbesc eu cu ai mei, ca să îi pun la curent cu ce s-a mai întâmplat. Cred că ultima oară am vorbit cu voi fix când am dat startul vlogului, mai exact vă povesteam eu ce o să facem de Sfântul Ilie. Ei bine, așa cum cred că v-am zis deja, a plouat de Sfântul Ilie și nu am putut să mai mergem la piscină. În schimb, după muncă am fost direct la date, v-am filmat eu câteva cadre cu ce am păpat pe acolo. Mi-am schimbat un pic percepția despre altceva cafe, una dintre cafenele pe care eu, nu poți să zici că chiar cafenea, e ceva așa de luat brunch, de luat mic dejun, foarte sănătos, cu avocado, cu somon, cu nebunii din astea. Mi-a schimbat puțin percepția pentru că au scos unele lucruri care mi-e plăceau foarte mult din meniu și din preparate în sine. De exemplu, v-am filmat eu că am luat niște bacon pancakes, acele aveau și niște sirop de arțar care mergea bestial la ele. L-au scos, porțele le-au făcut extrem de mici pentru bebeluși sau ceva, dar prețurile le-au crescut enorm și am rămas așa un pic dezamăgită. După a plouat, nu am mai fost nici la piscină. Am zis că poate o să mergem pe weekend, dar pe weekend am înțeles că e destul de aglomerat și nu am vrea lucrurile acestea. Așa că cred că o să rămână peste două săptămâni, că săptămâna aceasta iubitul meu e destul de full la muncă. Iar pe seara de Sfântul Ilie am fost la IME, iar apoi au fost niște zile așa foarte basic până a venit weekendul. În weekend, în general, v-am mai zis eu că aici vreau să vă dau un pont foarte fain. V-am zis eu că am problema asta că să fac cât mai multe lucruri, să fiu cât mai productivă, pentru că în timpul săptămânii, na, prima parte a zilei sunt la muncă, după care se mai acumulează oboseala, mai trebuie și eu să fac sport, să fac una alta prin casă, mai vreau și eu să mai citesc, să mai am timp de familie și din cauza aceasta pun foarte multă presiune pe mine să fac lucruri în weekend, să fiu mega ultra productivă. Și weekendul ăsta m-am frustrat așa un pic pentru că a început sâmbătă, am început un weekend foarte productiv. Vineri, după amiază, când să fac sport, mi s-a întins un mușchi la abdomen și m-am enervat foarte tare, atât de tare încât după am mâncat Mac, deci vă dați seama. Iar sâmbătă am început foarte productivă, vă ziceam eu pe Instagram că am filmat, că am editat, că am făcut reels-uri, făcusem și de mâncare, după care a venit iubitul meu la muncă și ne-a luat somnul la prânz pe amândoi. Și vreau să zic că weekendul ăsta la noi în Bacău a fost festival, a fost Young Festival, parcă așa se numește, mă rog, are o denumire mai lungă, și noi ne-am trezit târziu, că poate am vrea să mergem și noi doar o zi la festival, dar nu am mai găsit bilete, am găsit un singur bilet și na, să meargă doar unul dintre noi nu avea niciun farmec pentru că mergem împreună. Ne-ar fi plăcut foarte mult să mergem noi doi și cei doi frate ai mei cu care știți că ne înțelegem foarte bine, dar cum nu am mai găsit bilete că ne-am trezit prea târziu, nu am fost. Și am spus că hai să facem și noi ceva weekendul ăsta, hai să facem, am pus atât de multă presiune pe hai să facem, până efectiv am stat și am tolănit în pat, mai ales duminică. Sâmbătă am ieșit pe afară, am ieșit la o plimbare nocturnă, cum ne place nouă, dar duminică, adică ziua de ieri, Doamne Dumnezeule, mi-a prins atât de bine. Mi-am făcut diverse prin casă, din astea legere, am dormit până târziu și am spălat pensule, mi-am spălat niște brățări de argint care se negriseră, am făcut spre seară o focaccia, dar în rest am stat în pat și am citit. Ne-am mutat la serial, am mâncat, am vorbit, am povestit, am stat cu pisicile, a fost o zi atât de chill. În general, noi cred că și din cauza internetului punem foarte multă presiune pe noi pe a face lucruri. Eu zic cel puțin de mine, pentru că e normal, e vară, e agitație, toată lumea e prin concedii, toată lumea prin vacanțe, majoritatea oamenilor, copiilor, că să zic așa, au vacanțe, oamenilor care lucrează în domeniul ăsta cu învățământul,
din nou vacanțe și merg prin X loc, Y, se duc la nu știu ce activitate, merg la nu știu ce festival, merg la nu știu ce terasă și practic văzând toate lucrurile astea sau auzind în mediile în care ești, pui multă presiune pe tine că să fac și eu, să merg și eu, că-i fain, că-i vară, că-i cald, pentru că știi că oricum vine sezonul ăla friguros în care tind să stai mai mult în casă, cu plăpumioare, cu cărți, cu ceai, cu ciocolată caldă, cu filme și de aceea pui foarte multă presiune să faci lucruri vara. Și asta mi se întâmplă și mie, dar cred că uneori e normal să spui stop și oricât de mult ai vrea tu să petreci timpul în natură sau, nu știu, făcând lucruri wow pe care să le ai amintire, cred că la ceva timp e bine să-ți iei măcar o zi pe care să o stai în casă și ieri nu a plouat, adică am fi putut face lucruri pe afară, dar v-am mai zis eu că Bacău nici nu e un oraș în care să ai foarte multe lucruri de făcut, din contră, ai destul de puține. E un oraș așa mic, nu-i mic, e mare, dar n-ai ce să faci, pur și simplu n-ai ce să faci. Unul dintre motivele pentru care m-aș muta din orașul ăsta e că nu ai ce să faci și când zic nu ai ce să faci, nu ai ce să faci din punctul meu de vedere. Adică din punctul meu de vedere un oraș ar trebui să împace perfect natura cu comercialul. La noi în oraș nici comercialul nu e atât de dezvoltat ca să zici că mă duc în X mall, mă duc, nu, avem un singur mall care nu e foarte dezvoltat și încă un centru comercial undeva în partea cealaltă de oraș, unde te chinui să ajungi și în general e full. Deci nu ai ce să faci și n-ai vrea în fiecare weekend să ieși undeva și să dai o căruță de bani doar pentru că, na, vrei să faci tu o activitate. Nu, uneori vrei să mergi în natură, cum e Brașovul, de exemplu. Urci pe Tâmpa, urci pe Amfiteatrul Transilvania, urci la Canionul 7 Scări și multe alte, Moieciu, etăcă, că acolo e plin de frumuseți. Da, din păcate asta oferă orașul în care locuiesc la moment, dar voiam să vă zic de lucrurile acestea. Dacă simțiți că nu mai dați randament, că sunteți obosiți, că sunteți frustrați, că nu mai puteți de, nu știu, de agitație, luați-vă o zi din asta în care doar să vă odihniți, o accent doar pe voi, fără să auziți oameni, să-i vedeți. Bine, acum dacă sunteți mega extrovertiți și aveți nevoie de stimuli ăștia din exterior, vă înțeleg, dar eu nu genul, mie îmi prinde foarte bine weekendul în general, că nu acumulez, eu fiind o persoană destul de introvertită, acumulez foarte multe, nu știu să zic așa, nu frustrări, că e foarte mult zis, dar acumulez multă presiune, să zic așa, de pe parcursul săptămânii și de aia, la un moment dat, am nevoie de liniște și de pace, să nu vă pe nimeni, să fiu lăsată în pace. Și mi-a prins ziua de ieri extraordinar de bine, am terminat de citit Harry Potter, cred că ieri am citit vreo 200 și ceva de pagini și din nou lucrul ăsta nu poate decât să mă bucure. Dar a început o nouă săptămână și se vede că m-am odihnit, în ciuda faptului că aseară am dormit foarte puțin, cred că am dormit bine vreo 5 ore. Dar cu toate lucrurile astea sunt foarte plină de energie și la muncă am fost mult mai zen, mult mai concentrată, mult mai calmă. Mi-a plăcut lucrul ăsta la mine și am zis, Ilinca, așa se face acum. La ceva timp, când simți nevoia, dați o zi liber. Și asta vă sfătuiesc și pe voi, liber doar pentru tine. Am ascultat muzică, Doamne, de când am mai ascultat muzică prin casă? Adică eu mereu ascult muzică, dar adică să stau cu căștile și să cânt și să îmi fac treburile în timpul ăsta, pe mine mă relaxează chestiile de acest gen, poate pentru unii par babă sau plicticoasă, dar cred că indiferent de cum ești și de stilul de viață pe care îl ai, ai nevoie la ceva timp de așa ceva. Bun, ca să trecem într-o notă mai de viitor, să zicem așa, mâine este ziua fratelui meu mai mic, Ștefan. Face și el, nu-i foarte mic, că deja face 15 ani. Dar o să merg după muncă imediat la unghii, pentru că trebuie schimbate. Uitați ce urtăni am aici. Dacă vă întrebați dacă o să le mai scurtez, nu, nu o să le mai scurtez, cel puțin nu am de gând să le scurtez. Vara asta vreau să văd unghii lungi, cel puțin până vin din vacanță, vreau să le am lungi, inclusiv în vacanță. Poate în toamnă le mai scurtez puțin, poate, nu. Nu zic nimic pentru că știți cum sunt eu cu lungimile și la păr și la unghii. Imediat vreau scurt, vreau lung, nebunii de ale mele. Iar după ce îmi fac unghiile, o să mergem direct, cred eu, la 6:20, mergem la filmul acela foarte renumit la cinema, nu Barbie, în caz că vă întrebați, și vreau să merg și la Barbie, mai mult pentru ideea asta de, nu știu, vreau să văd ce e așa de important și de interesant, deși eu cred că cu filmul ăsta Barbie și-au făcut o promovare
nu știu cum să zic, nefondată, așa, adică nu e un film foarte bun din câte am înțeles eu. E departe de a fi o operă sau de a fi ceva educativ, dar știți cum sunt genurile acestea de filme. Dar filmul la care mergem noi, Oppenheimer, zic bine, cred că ați auzit, are 3 ore filmul ăsta, deci ce o să-i fac lui Ștefi dacă nu-i bun, dar oricum la câte păreri, câte păreri faine are filmul ăsta, vai, doamne, ce mă bâlui în halul ăsta, e din cadou, mamă măsii. La câte păreri faine are, ar trebui să fie genial. Adică eu am umplut efectiv internetul, e peste tot și noi o să mergem la 18:20. Sper să fie fain, că dacă e, vă zic și vouă, mergem că fratelui meu îi place foarte mult de actorul ăsta. Cred că e actorul care l-a jucat pe Thomas Shelby în Peaky Blinders, dacă ați văzut. Mie nu mi-a plăcut atât de mult serialul ăla, bine, primul sezon, dar după nu prea mi-a mai plăcut. În schimb, fratele meu i-a plăcut extrem de mult, așadar o să mergem la film. Bun, și cam astea sunt activitățile, nu știu dacă o să mai fie ceva în decursul săptămânii astea, că e un pic cam aglomerat, mai am de ridicat niște lucruri pe sfârșitul săptămânii, de gătit, că m-a rugat mama să o ajut cu ceva. Știu că trebuie să vină și bunica de la Câmpul Lung, nu știu ce o să mai fie, eu vă filmez, vă pun la curent. Aș vrea, dar nu știu dacă am timp săptămâna asta, aș vrea foarte mult să merg la un SH, pentru că mi-aș mai lua niște hăinuțe. Într-un fel mi-aș lua, dar într-un fel nu. Și legat de hăinuțe, am foarte multe haine pe care am văzut că nu le port, haine cumpărate de mine, haine primite și așa mai departe, pe care nu le port din diverse motive. Nu mă simt bine în ele, nu vin așa cum aș vrea eu să-mi vină și am zis că pe finalul verii o să fac o triere din acea zdravână și ce arată impecabil sau știu eu că nu-i purta deloc, o să le vând cu prețuri în acelea mici, cum știți că am mai făcut și multe din comunitatea mea, ați cumpărat și știu că v-au plăcut, iar pe celelalte le voi dona, încă nu știu cui, dar... Mama mereu găsește familie la care să doneze hăinuțe, așadar trebuie să fac neapărat lucrul ăsta, că sunt multe hăinuțe și păcat de ele și parcă mi-aș mai renoi și eu cumva garderoba. Bun, vă las acum și mă duc cel mai probabil să mă apuc de puțin sport, să-mi fac baie, că uitați cum arăt, e efectiv slinoșenia pământului și ne mai auzim pe parcursul zilei. A, știam că voiam să vă mai zic ceva, cred că tot săptămâna asta trebuie să sun. Să încep proiectul, eu așa zic, pentru că l-amând de prea mult timp, procrastinez pe tema asta extrem de mult. După cum știți, v-am zis chiar și în rezoluțiile din 2022, trebuie să-mi fac un implant dentar. Doar că eu aștept să-mi scot măseluța, practic, pe scurt, în caz că nu știți despre ce-i vorba, eu am 2 măseluțe de aici de jos, care sunt măseluțe de lapte și nu au muguri. Așa m-am născut, nu au muguri. Dacă pică, astea eu nu am ce să fac, adică rămâne gol acolo. Și pot rămâne cu gol, dar cam am 22 de ani, aș vrea să am și eu dinți în gură și să arăt normal, plus că e important și pentru sănătatea ta gingivală și aspectul per total, cum vorbești, cum mănânci, atâcă. Doar că când am avut aparat dentar, asta pe 2021, am avut sus aparatul dentar, dar mi s-a spus că o să reziste până în 30 de ani măseluțele, doar că una dintre ele, adică aceasta, este cariată și este cariată de ceva timp. Știu că o bucată mi-a căzut în luna de miere, deci vă dați seama, în octombrie 2021. Foarte mult timp de atunci, 2 ani de când mi-a căzut o bucată. Și mi-a zis atunci medicul stomatolog la care merg din copilărie, mi-a zis că ar trebui scoasă și pus implant dentar, doar că nu am fost pregătită psihic absolut deloc și am zis că mai ar trebuie să mai aștept, doar că nu mai pot amâna, mă doare destul de tare măseluța și acum aștept ca medicul acesta stomatolog, din copilăria mea, să zic așa, să vină, că a avut niște cursuri la Iași, din câte am înțeles, să vină înapoi și am înțeles că săptămâna asta se reîntoarce și să sun să mă programez în primul rând la unde trebuie și pe Iași, că n-am mai făcut de foarte mult timp și e important să faceți măcar unul pe an și nu recomand să vă lucrați în gură dacă nu aveți o igienizare completă făcută. După care o să-mi scot măseluța și trebuie să aștept undeva între 4 și 6 luni, depinde de ce zice medicul care o să-mi pună implantul și apoi să-mi fac implant dentar. Nu știu dacă o să se întâmple implantul propriu-zis anul acesta sau la începutul anului următor, dar tot ce știu e că vreau să scot odată măseaua asta și bineînțeles să fac igienizarea de care v-am zis și să văd, n-am mai fost de mult timp la dentist, sinceră să fiu, înainte când aveam aparat dentar mergeam lunar ca să strâng, mă rog, să ajusteze aparatul dentar. Dar acum chiar cred că am aproape 2 ani de zile, mai mare rușinea. Pentru că știu că am problema asta și când mă duc la dentist îmi zice trebuie să-ți scot măseaua și mă seca ideea asta, dar acum m-am hotărât. Trebuie să te hotărăști. E ceva ce ține mai mult de psihic.
Dar până la urmă îmi dau seama că vorbim de anestezie, oricum. Medicina în 2023 a ajuns la un nivel în care nu poți zici câte mai doare din atâta lucru și sper eu să fie totul bine. E o investiție și asta, și financiară și din toate punctele de vedere, dar vreau și eu să termin odată cu lucrul acesta și să vedem dacă mai am carii, dacă trebuie vreo măsea plombată, etc, etc. Bun. Vă las că am vorbit o grămadă, efectiv o grămadă, și ne auzim în decursul zilei de mâine cu activitățile pe care vi le-am enumerat. Și probabil nici nu mă vedeți foarte bine, dar editam acum acest vlog și mi-am dat seama că nu am făcut o încheiere, deși a trecut mult prea mult timp de când am început să filmez vlogul. Cred că sunt aproape vreo 2 săptămâni de când am început. Nu am avut timp să-l editez și să-l postez pentru voi, pentru că am avut alte clipuri în plan și pe care le-am postat. Așadar, am zis să fac o încheiere pentru că v-am rămas datoare cu niște lămuriri. În primul rând, v-am luat, cred că, cadre cu unghiuțele, care acum au cam crescut, că au aproape 2 săptămâni. Acestea sunt cu pepenaș. Nu o să le mai fac, sincer, atât de lungi pe viitor, pentru că sunt foarte greu de întreținut. Măcar așa, dacă a trecut timpul, vă dau și un fel de review, să zicem așa, la unghii lungi. Nu sunt deloc prietenoase cu oamenii care muncesc cu mâinile și se mișcă rapid. Nu prea, deși sunt extrem de frumoase și de ochioase. Și am rămas să vă zic despre Oppenheimer, pentru că v-am spus că o să mergem la film. Între timp am hotărât să mergem să vedem și Barbie, deși nu pot să zic că mă interesa în mod deosebit, dar era foarte multă vâlvă în jurul subiectului, mulți oameni recomandau, multă lume a zis că e o porcărie, plus că vezi non-stop în online Barbie, Barbie, și am hotărât să mergem. Nu știu dacă am reușit să mai iau vreun cadru, dar mă îndoiesc, pentru că dacă l-am luat cu telefonul și momentan mi-e un pic greu să transfer de pe telefon pe laptop, dar în orice caz, dacă mă urmăriți pe Instagram, ați văzut că am zis să fiu și eu așa cum face toată lumea și să fac și eu un reel din ăla cu Barbie, să mă îmbrac în roz și toate alea, deși nu îmi stă în caracter să fiu așa, ca toată lumea, dar eu am făcut mai mult așa la mișto, sinceră să fiu, și pentru că aveam o rochie roșie am zis, bă, n-am purtat-o niciodată, ia să o port aici. Și acum cât vorbesc cu voi, vreau să vă arăt că domnița mea, nu știu dacă o vedeți voi acolo, efectiv stă pe burtă, a făcut o pasiune din a sta pe burtică, nu știu dacă înțelegeți la ce mă refer, stați. Efectiv stă pe burtă, cum stau oamenii, numai că ea este o mâță și așa stă ea cu picioarele, e foarte dubioasă când face lucrul ăsta. Bun, și acum să ne rezumăm foarte rapid la filme, pentru că nu sunt vreun critic de filme și totodată cred că e împânzit online-ul cu fel și fel de păreri despre ambele filme, o capodoperă și un dezastru. Capodopera este, după cum ați intuit și după cum v-am zis și pe Instagram, Oppenheimer, care, deși este un film foarte lung, durează 3 ore, este realizat și regizat impecabil. Mie mi-a plăcut de la început până la sfârșit. Trebuie să recunosc că stilul acesta al regizorului, care este unul foarte bun, este regizorul care a făcut filmul Interstellar și multe alte filme ce au luat premiul Nobel. Ei bine, este un film care nu este 100% genul meu. Modul lui nu reprezintă genul meu de, nu știu, de a regiza un film, dar cu toate astea nu am ce să zic. M-a băgat puțin în ceață la început, nimic de zis, dar după mi-am dat seama cât de bun este. Nu știu dacă știți, dar Robert, parcă mai are un nume, Oppenheimer, a fost practic fizician și fondatorul bombei atomice. El este responsabil, să-i spunem așa, pentru că e un cuvânt potrivit, recunosc, de dezastrul acela de la Hiroshima și Nagasaki. După cum știți, în cel de-al doilea război mondial,
Practic, americanii au hotărât să facă o bombă atomică ca să termine odată războiul acesta cu nemții, doar că ulterior a ajuns să o dea în Japonia, mai exact Hiroshima și Nagasaki, știți deja câți oameni au murit și ce dezastru a fost. Iar pe parcursul filmului, practic, urmărește construirea acestei bombe și totodată sentimentele care îl încearcă pe Oppenheimer după ce s-a întâmplat acest mare fenomen, pentru că e ceva ce ar trebui să știe toată lumea, nu are cum să nu-ți placă un Oppenheimer, pentru că este o parte integrantă a istoriei și oricine se duce la Barbie sau alte filme și nu se duce să vadă Oppenheimer, bine, orice adult mă refer, că pentru copii mă gândesc că nu toată lumea înțelege și nu e pentru toate vârstele, mi se pare, nu știu, mi se pare foarte ciudat să vezi Barbie și nu Oppenheimer. Atâta zic, și dacă nu ai văzut Oppenheimer, trebuie să o faci. E ceva ce ar trebui să știe toată lumea și mi era foarte ciudă și eram foarte frustrată că toată lumea știa de Barbie și nu știa de filmul ăsta care, hello, să ne trezim, reprezintă, așa cum am zis, ceva foarte important din istoria noastră. Și aici sunt așa un pic ofticată pe paralela asta dintre filme. Nu pot să compar, deci Barbie cu Oppenheimer și nici nu merge să compare așa ceva. Dar am văzut că au făcut, cred că, aproape dublu în casări la filmul Barbie față de Oppenheimer. Dezamăgitor și sper din suflet că ați văzut ceea ce trebuia și nu ceea ce nu trebuia, sau măcar le-ați văzut pe amândouă ca să vă demonstrați, așa ca și mine, să vă demonstrați vouă care este mai bun. Iar legat de Barbie, am înțeles eu de la cineva că nu ar fi chiar așa superficial filmul și că poate ar merita văzut, că tratează acolo niște subiecte importante. Băi, eu nu înțeleg, poate avem gusturi total diferite, dar mi s-a părut o porcărie de la început și până la sfârșit. 4 tentative de a pleca am avut și mai ciudă mie că l-am cărat și pe fratele meu cel mai mic până la cinema și i-a văzut asemenea porcărie. Păcat de actorii buni care au jucat în filmul ăsta, sincer, foarte păcat. Bine, Margot sau nu mai știu cum o cheamă pe actrița principală, mie în general nu mi-a plăcut tipa aia, dar e carismatică, joacă bine, nimic de zis, doar că nu e genul meu de actriță, atâta tot, dar cel care l-a jucat pe Ken și cel care, mă rog, mai e un actor foarte bun, au fost niște actori buni, dar mesajul în sine, nu că nu l-am înțeles eu, l-am înțeles, dar a fost doar despre feminism exacerbat, exagerat, ziceți-i voi cum vreți. Noi deja ca societate, mai ales în România, dar per total, suntem împărțiți între fete, femei, mă rog, și bărbați, adică deja este o lume separată și cred că fiecare în societate are rolul lui. Voi mă știți pe mine că eu sunt o feministă convinsă și sunt de părere că sunt unele lucruri care atât, pe care atât bărbații cât și femeile, cum ar fi ce ține de casă, de copii, etc., ar trebui să le facă, dar cu toate astea să ne trezim un pic la realitate, că fiecare are rostul lui în lume și bărbații nu sunt așa useless cum a vrut să transmită filmul ăsta. Mie asta mi s-a părut și asta am înțeles și la multe persoane. A vrut pur și simplu să facă o paralelă între bărbați și femei și cum că femeile ar fi undeva foarte sus comparativ cu bărbații. Nu există grad de comparație între femei și bărbați. Bărbații sunt așa cum trebuie să fie, noi femeile suntem așa cum trebuie să fim. Nu înțeleg de ce nevoia asta de comparație, de a-i depăși, de a fi mai bune, de a... Nu este... Deci, clar, dacă tu încerci să depășești ceva, ai aici niște probleme, pentru că nimeni nu face concurs cu tine. Știu că trăim într-o lume în care de-a lungul timpului bărbații ne-au făcut diverse. Am fost femei bătute. Bine, multe, nu toată lumea, dar a fost o eră a patriarhatului și ne-au fost într-adevăr știrbite de-a lungul anilor drepturile, dreptul de a învăța, de a avea o părere, etc., etc., știm deja istoria, dar cu toate astea, în momentul de față, zic că ar trebui fiecare să-și vadă de treaba lui și să nu mai promovăm mesaje din astea, pentru că puștoaicele alea care se duc la film, ele chiar cred lucrul ăsta și apoi ne mirăm de ce intervin alte lucruri. Nu știu, părerea mea că filmul ăsta n-ar trebui să existe în primul rând și nu ar trebui să încaseze atât de mult, nu știu, de multe bilete și de bani, că efectiv mi se pare o spălare de bani ce a făcut filmul ăsta. Așa cum am zis, nu recomand, mi s-a părut o porcărie totală, ni s-a părut că am fost trei la acest film, eu, iubitul meu și fratele meu. Fetele cu care am mai vorbit de pe Instagram, prietene, mi-au zis toate același lucru.
Nu văd nicio subtilitate și niciun mesaj filozofic, văd doar o mare prostie. Asta este tot, nu am găsit nimic fain, în afară de niște outfit-uri pe care le purta Barbie, nu mi-a plăcut nimic la filmul ăsta, e efectiv nimic. Nici jocul, nici personajelor, nici, nu știu, e ceva ce n-ar trebui, sincer, să existe la cinema. Asta făcând o paralelă și vedeți cum suntem noi oamenii, tindem să vorbim mai mult despre lucrurile negative decât despre cele pozitive. Așadar, recomand Oppenheimer, dacă n-ați fost deja, mergeți neapărat, mai ales dacă sunteți mare fan istorie sau pur și simplu vreți să aveți și voi cultură generală, pentru că sunt recunosc că unele lucruri nici eu nu le știam așa bine. Iar Barbie, dacă l-ați văzut deja, foarte bine, dacă v-a plăcut, din nou, foarte bine, dacă nu v-a plăcut, sunteți în echipa mea, timp irosit, banii nu irosit, chiar postasem un reels, cam câte pagini citeam eu în 2 ore pierdute la Barbie, foarte multe, sinceră să fiu. Gata, vă pupăcesc, am terminat și cu acest vlog, să știți că avem altul în derulare și sper de acum să nu mai existe timpul acesta îndelungat între filmat și postat. Vă pupăcesc și ne vedem data următoare, pa, pa!